scriptura lui Ion Roiban este o destăinuire, o mărturisire sinceră, de curaj sau nebunie. Declarat pictor realist, absolvent al școlii de arte Octave Nigărescu din Târgoviște, clasa Tiberiu Cercel, Ion Roiban se autodefinește simplu și modest. Sunt condamnat să fiu mai mult sau mai puțin doar un epigon obligat să suporte distanța dintre ceea ce visez să fiu și ceea ce reușesc a fi. Prin lucrările sale, amprenta lui Ion Roiban ajunge din 1984 și până în prezent în colecții particulare din România, Germania, Elveția, Statele Unite ale Americii, Grecia și Italia. Sensibilitatea creativă a pictorului Ion Roiban se face vinovată de prea multă sinceritate. Agenția de Cultură, la o nouă ediție, ne aflăm acasă la pictorul Ion Roiban, un pictor ajuns la maturitatea deplină de creație, un pictor care a avut o serie de expoziții personale și de grup și care a reușit, prin propria sa manieră, să se impună în peisajul cultural dâmbovițean și național. Domnule Ion Roiban, o să începem discuția cu această maturitate. Cum ați ajuns, cum a decurs actul de creație și unde vă aflați acum? Cum vă situați? Maturitate, țin minte că a spus cineva, scriind despre mine, că am ajuns la maturitate. Eu nu cred că am ajuns la acea maturitate. Unde mă situez? Sunteți un copil în pictură? Adică de ce n-ați ajuns? Care caută? Un căutător în pictură. Și nu știu dacă voi ajunge vreodată la maturitate, pentru că la problema asta aș exemplifica cu o întâmplare. Întâmplare reală. Am avut răspuns la problema asta într-o discuție cu domnul profesor Cercel. În viața oricărui pictor, cred că se întâmplă, sau e normal să se întâmple, să existe momente de descurajare, de când își pune întrebări, când e în pragul renunțării sau chiar pentru un timp chiar renunță la pictură. Într-un astfel de moment, eu mergeam pe stradă spre Răzvad și pe drum mă întâlnesc cu domnul profesor Cercel, chiar în fața casei dumnealui. Eu mă uitam după un cetățean pe care majoritatea târgoviștenilor cred că îl cunosc. Un nevăzător care cu bastonul lui alb, cu șapcă, merge așa. Și mă uitam după el. Și în mintea mea se întâmpla ceva. Mă trezesc că domnul profesor întreabă o voce așa: ce faci, domne, aici? Sunt cât stâlpul și nu mă vezi? Nu-l văzusem. Eu priveam pe acel om. Și îi spui: domn profesor, mă uit la acel om și mă văd pe mine. Păi asta cum? Păi vedeți dumneavoastră, acel om cu bastonul lui alb bâșbâie pe trotuar și pe stradă, bâșbâie, așa, în stânga, în dreapta, și singur sau ajutat de cineva ajunge acolo unde trebuie. Eu, cu pensula mea, bâșbâi pe paletă de atâta timp și niciodată nu ajung unde vreau să ajung. Există frământarea asta continuă? Ai un țel? Îți propui ceva să ajungi la un liman? Sau tot timpul acel liman se îndepărtează, se îndepărtează și fiecare, tot tind spre el? Da. Fiecare lucrare are o imagine înainte când o fac, când te apuci de ea. Are o imagine, ai subiectul în față, dar pe pânză vrei să ajungi la ceva. Ei, nu mereu ajungi. Nu mereu ajungi la ceea ce ți-ai propus să ajungi. Fie că e vorba de peisaj, portret, natură statică. Nu, eu vorbesc despre mine. Nu. Și când nu ajungi, ce se întâmplă? Este o lucrare nu ajungi, mai, puțin mai puțin valoroasă sau cum? Nu neapărat. Nu neapărat, nu. În impasul de acestea opresc lucru la acea lucrare. Se întâmplă să reiau
Sau, într-un final, când am semnat-o, zic, atât. Atât, asta e limita mea. E vorba de inspirație, de muză, de mână? Sigur, și inspirația are. Pleacă muza? În termenii ăștia, da, putem. Pot să răspund afirmativ. Muza mai pleacă, sigur. Dar sunt și momente când, atunci când vine, e acea neliniște în care orice, pe orice peticuț de carton sau de hârtie, îi face ceva. Da. Ai absolvit Școala Populară de Arte Octave Nigărescu în 1988. Da. Clasa Tiberiu Cercel. Da. Până la această dată, cum ai intrat în pictură? În practic, prima expoziție, să o numim pe aia, ca și debut, prima expoziție de grup la care am participat a fost la invitația și insistența unui prieten bun, Gheorghe Alexandrov. Noi ne cunoșteam de la uzină, știam că el era deja absolvent de școala de artă, școala profesională de artă, un grup cu Mihai Șerbănescu, cu Adrian Pan, cu Vasile Popa, mai mult. Și cu acest grup făceau o expoziție de grup și m-a invitat și pe mine. El știa ce pictez eu acasă, dar nu apărusem. Și m-a invitat, vino mă, că zic, mă, ce să caut eu acolo? Voi sunteți deja un grup, că adus lucrările. Am adus lucrările și aceea a fost, să zic așa, prima dată când am apărut cu niște lucrări în Târgoviște, în orașul Târgoviște. Nici nu mai știu ce dată a fost, că eu am avut niște emoții. Atunci lucrările se selectau la expozițiile de grup, înainte să le pui pe simeză. Era salonul artei lângă primărie, ce vremuri, și se puneau jos lucrările, venea o comisie și pe urmă spunea asta, apară asta, da, și am avut niște emoții atunci. Deci aia aș putea să spun că ar fi debutul meu în pictură, dar nu făcusem școală, deci nu trecusem pe la Școala Populară. Ai fost un autodidact. Da, sigur, și un autodidact pe primii pași pe care, pe niște pași pe care m-a împins, practic. M-a împins un profesor de desen de la Sinaia, de la Școala Generală de la Sinaia. Au fost niște pași, niște noțiuni și, pe urmă, am făcut singur. Nu aveam ce cunoștințe din monografii despre pictori. Da, ce se găsea atunci. Și albume. Astea mi erau la îndemână. Numai că de pictat tot așa. Era o chemare pe care nu pot să și nici nu încerc să-mi o explic, că nu are rost. Îmi plăcea să pictez ceea ce văd în față, nu poză. Ieșeai în natură. Sigur. Aveam și unde să ies. Și ce te atrage? De ce ești mereu în natură? Cauzi ceva anume? Cauzi un loc anume? Te atrage ceva specific? Mi s-a reproșat și asta. Că repet același loc de mai multe ori în mai multe ipostaze. E o obsesie? Adică mi s-a reproșat cu ghilimele. S-a făcut o observație. Este o obsesie de... Nu la nivelul ăsta. Sunt locuri care în fiecare zi, dacă aș putea să spun așa, îmi spune ceva. Îmi spune altceva. Despre locurile astea, pentru că nu eu sunt unul singur, da, mă cheamă în mod deosebit și mai mult toamna. Doamna. De ce peisaj? Normal, pentru că peisajul este cel mai cuminte, stă cel mai mult în fața mea. De multe ori nici florile nu mă ascultă, că de când mă apuc până termin se ofilesc. Și peisajul nu te obligă la o anume rigoare.
În general, arta nu trebuie să te constrângă la rigor și nu are cum să te constrângă, ești liber. Totuși, când ne vorbești de un portret, e ceva, e altceva. Ai subiectul în față, pe care dacă vrei să faci o să mergi mai mult pe expresie, mai mult pe volum, pe culoare, dar să se recunoască cineva acolo, măcar atât. Deci temele ți le alegi, să spunem, nu întâmplător, ci pur și simplu, cum să spun, căutat, cauți în anume colț, un anume loc. Da. Unde sunt locurile astea? Sunt locuri ascunse? Sunt locuri... Nu sunt locuri ascunse, sunt locuri la îndemâna oricui. Numai că se pare că nu toți ochii văd la fel. Și așa să le stabilim și geografic, putem să numim Răzvad pe malul Gârlii, aici, la Gârlă, pe Alomița noastră, la Râul Alb, iar am mers, e o serie faină acolo, și locuri frumoase și unde am putut să mă leg așa, și toamna, și vara, și primăvara, să merg să pictez acolo. Ce înseamnă, la niște prieteni. Ce înseamnă arta pentru tine, pentru Ion Roiban? Ce reprezintă? Arta, la modul general... Și pictura în mod special. Ai putea să trăiești fără pictură? Da. Arta, spunea cineva și mi-am însușit definiția asta, că începe de acolo, de unde talentul nu mai este suficient ca să se exprime. Cineva, domnul profesor Cercel, într-una din scrierile dumnealui, spune chestia asta și am zis, domnule, cea mai sintetică definiție despre artă și cuprinsătoare. Da. Și are foarte mare dreptate, pentru că talentul singur nu ajunge. Cum Argheri spunea, slova de foc, talentul, și slova favorită, munca, înmănunchiată în carte, se mărită. Mă rog, așa că lângă talent trebuie să vii cu muncă ca să treci de la talent, de la doar talent spre arta. Iar pictura, pentru mine este o mare încercare, pentru că îmi place foarte mult culoarea, dar nu o stăpânesc în combinații, am mari dificultăți în a rezolva o lucrare multicolorată. Și una din problemele pentru care trebuie să-i mulțumesc domnului profesor Cercel este că a reușit să mă smulgă de la monocromie. Că eu când am fost, e clar, oricine poate să recunoască, deși nu mi se spunea așa, la modul violent, că asta nu-i pictura, așa, dar era monocromă, o lucrare așezată, nu? Ion Roiban abordează peisajul, respectiv portretul, cu scopul de a pune în evidență, chiar și atunci când culorile au nuanțele lui Corot sau căldura lui Tonița, acel ceva de inefabil al materiei ce declanșează starea reactivării a tot ceea ce poate fi sensibil în ființa umană. Te deranjează criticile și criticii, faptul că ți se reproșează sau că ți se aduc argumente într-o... Nu, am suportat multe. A trebuit să le suport pentru că era de suportat. Și critici în față și în spate, că și de astea sunt... Alea sunt deja bârfe. Și de regulă lucrurile astea se întâmplă în jurul unei expoziții. Mai ales după expoziție, e bine să auzi, să știi unde te afli. Să știi unde te afli, dacă te afli undeva. Și unde te afli tu, Ion Roiban, acum? Cred că mă aflu în locul cel mai sigur, de unde nu mă poate mișca nimeni, că, știți, încercăm de regulă să căutăm între realiști, impresioniști, expresioniști sau modernism. Nu,
Eu mă găsesc în locul unde nu mă mișcă nimeni. Amator. Te consider un amator? Sunt un pictor amator. Și mă prevalez de avantajul amatorului. Îmi place să mă prevalez de un avantaj al amatorului care atunci când își alege lucrarea, își alege ce vrea el să facă, fără să știe care va fi soarta acelei lucrări. Când un consacrat, un profesionist, mai este constrâns de comenzi, de nu știu ce. Da. Lăsăm la o parte nivelul, că este și aici o diferență de nivel, evident. Considerându-te un amator și prevalându-te de acest amatorism, tu ca artist Ion Roiban nu cumva fugi de tine însuți? E o lașitate? E o lipsă de curaj de a înfrunta, să spunem așa, piața de artă? Nu, eu nu sunt... Cred că nu pot să fiu prea sincer cu mine. Și nu am capacitatea să mă analizez. Pot să spun și prostii. Nu e sigur chiar la emisiunea de lucruri trăznite, dar am auzit exprimarea asta la cineva. Apropo de critici. Da. Că sunt un talent care fuge de pictură. Sau fuge de succes. De succes? N-ai cum să fugi de succes, dar succesul trebuie să vină în urma unor, ce să zic, unor acțiuni, unor fapte, unor... Da. Ai o serie de expoziții care s-au bucurat de succes, nu? Și ai lucrări particulare în mai multe colecții, din țară și din străinătate. Da. Și cu toate astea, te situezi ca un artist amator, nu? În locul amatorului. Asta sunt, nu mă situez eu. Am avut ocazia chiar la vârsta aceasta înaintată să fac și eu un institut, așa? Dar asta nu mă ducea, nu mă sărea peste amatorism, pentru că probabil mă îmbogățeam în cunoștințe, sigur, da. Dacă trebuia să studiez la modul foarte serios, mai mult decât studiez, pentru că de altfel lipsa de studiu nu este nici acum. Adică citesc despre pictură, despre pictor, despre pictură și... Mă rog, nu îl putem numi studiu. Și dacă aș fi studiat un 3-4 ani, aș fi căpătat o diplomă. Dacă nu s-aș fi văzut în calitatea picturii, nu. Sigur că diploma nu îți dă valoare, nu? Nu. Nu te certifică ca o valoare. Nu. Dar ai un certificat de valoare până acum? Ai un reper care îți dă propria valoare? Până la urmă ai vândut niște lucrări, niște oameni te-au apreciat. Nu înseamnă o recunoaștere directă a valorii picturii pe care o faci? Vedeți, în cazul ăsta, deci, am vândut. Rămânem la termenul vândut. Da, din expoziții mai mult. Pentru a se întâmpla treaba asta, trebuie să se întâlnească două condiții. Mai întâi să placă și apoi să poată fi plătit. Bine, la prețurile noastre se poate plăti. Problema este că dacă mergi într-o expoziție cu 50 de lucrări, cu 70 de lucrări sau, și se vând 3, 4, 7, ăla nu este neapărat o demonstrație a valorii. Nu, este doar o bucurie personală. Doamne, din câți au trecut prin expoziția asta, s-au găsit niște ochi care au rezonat cu lucrarea. Au simțit emoția pe care o am eu când mă apuc să fac lucrarea. Și asta este tot. Că nu putem să fim atât de ipocriți să spunem, deși expozițiile nu se numesc cu vânzare, dar să spunem că m-ar deranja să se cumpere eventual toate. Nu, dar... Care e cea mai mare satisfacție de până acum? În pictură? Sigur. Păi satisfacțiile astea, nu pot să... Satisfacțiile astea vin de fiecare dată când termin o lucrare. Și mă apropii de ceea ce
am eu aici în munte. Și cel mai mare regret? Că ies în sens mai general. Eu fac parte dintre aia care regretă. Și nu-i cred pe cei care sunt gene regretărie. Nu-i cred. Eu multe de regretat. Și cel mai mare regret este că m-am complăcut într-o mediocritate, culmea, subliniez, puteți să tăiați dacă îi dă rău, într-o mediocritate voluntară, în mai toate problemele vieții. Ca elev aș fi putut să învăț la un alt nivel. Asta îmi trebuie, asta îmi trebuie, învăț. Atât, da, dincolo de aia. M-am păcălit în pictură, în momentul când am ajuns la concluzia, pentru că ajung, mă studiez, mă cercetez, că n-ai cum să ajungi în vârf, chiar dacă de visat visezi. E imposibil să nu visezi, domne, să ajung, să te apropii de un ideal. Mai, pentru cine mai are idealuri, te apropii de un ideal. În momentul când simt că nu, atunci, la fel, m-am complăcut într-o mediocritate determinată de ritmul de lucru și de atenția care am dat-o într-un anume timp, când aș fi putut să pictez mult, să pictez mai bine. Asta este regretul meu. Iar acum, când, să zic așa, m-am trezit puțin, se pare că prea devreme s-a făcut târziu. Prea devreme s-a făcut târziu. Ai o relație, ce fel de relație ai cu Dumnezeu, cu divinitatea? Cu Dumnezeu, da, există. O relație mai întâi personală. Este categoric o relație personală. Cum să vă spun, v-aș și explica de unde vine asta, dintr-un verset din Ioan, adică tuturor celor ce cred, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, dacă vor să se facă, nu să fie făcuți. De aceea relația este absolut personală. Și între mine și Dumnezeu există un singur mijlocitor, Iisus Hristos. De-aia am o singură vamă de trecut. Dacă ar fi să o iei de la început, ce ai face în plus față de ceea ce n-ai făcut? Poate că aș face tot ce am încercat, aș face puțin mai sus. Pentru că mi-ar fi greu și nu vreau să, dacă mă mint pe mine, adică îi mint pe ceilalți, mă mint și pe mine. Nu vreau să se înțeleagă că dacă aș lua-o de la început, aș renunța la pasiunea pentru sport. Că am avut și pasiunea asta și o am atât cât se mai poate, ca să fac numai pictură. Nu cred că sunt din materialul care să se arunce orbește numai și numai în ceva. Deci nu te-ai sacrificat pentru pictură? Nu. Cum să spun? Asta este o... Nu sunt în stare să spun lozinci de felul ăsta. Nu. Pentru că nu mă cred, mă știu eu pe mine. Și atunci, nu, nici aici nu pot minți. Deși, na, pictura este ceva înalt. Nu cred. Nu cred că m-aș sacrifica. Deși, ca să faci artă cu adevărat, asta e, te arunci orbește. Am cunoscut cazuri, au avut rezultate. Eu nu sunt în stare. Nu sunt materialul ăsta. E bine? Adică nu, sigur nu e bine, dar măcar la acest nebine să nu adaug și minciună. Mulțumesc.